depășit. Dar cum am întâlnit astăzi aici? La casă. Ce să facem și ce nu? Ce să facem și ce să nu facem unde? Pe Facebook. Pe Facebook este doar o pagină de socializare, în general pe internet, da? Deci în luna februarie se sărbătorește Ziua Internațională a Siguranței pe internet. Când ajungeți acasă, să căutați site-ul www.sigur.info, unde o să găsiți și acest filmuleț și alte filmulețe care vă învață ce e bine și de ce anume trebuie să vă oferiți pe internet. Am 422 de piese și totuși sunt singur. Vorbesc cu toți în fiecare zi, dar niciunul dintre ei nu mă cunoaște cu adevărat. Problema pe care o am în pauzele. Am dat un pas în spate și am deschis ochii. M-am uitat în jur și mi-am dat seama că acest mediu pe care îl numim social nu este de fapt așa. Când ne deschidem computerele, închidem de fapt ușile înțelegerii cu ceilalți. Toată această tehnologie pe care o avem este doar o iluzie, comunitate, companie, sentiment de apartenență și cu toate astea când te îndepărtezi de acest aparat al iluziei, te trezești și vezi o lume a confuziei. O lume în care suntem sclavii tehnologiei, unde informația este vândută de mești nenorociți, slaboși și bogați. O lume a propriului interes, a propriei imagini și a promovării de sine. Unde cu toții împărțim cei mai buni biți, dar eliminăm emoția. Emoția la care se referă copiii la cunoașterea față în față. Suntem aproape fericiți cu o experiență pe care o împărtășim, dar oare este la fel dacă nimeni de fapt nu este acolo? Fii acolo pentru prietenii tăi și ei vor fi acolo pentru tine. Dar nimeni nu va fi acolo dacă doar un mesaj de grup face acest lucru. Modificăm și exagerăm. Tânjim după prietenia altora. Ne prefacem că nu observăm izolarea socială. Punem cuvintele în ordine și dăm un luciu fals vieților noastre. Nu știm dacă cineva ascultă. Să fii singur nu este o problemă, dar fii voie să subliniezi. Dacă citești o carte, pictezi un tablou sau faci ceva, exerciții. Acestea e normal să le faci singur. Ești productiv și prezent, nu rezervat și retras. Așa că atunci când te afli în public, spune-ți mâinile după cap și depărtează-te de telefon. Nu-i nevoie să te vorbezi la ecran sau la lista ta de contacte. Doar vorbiți unii cu alții și învățați să coexistați. Nu pot rezista să aud tăcerea unui tren aglomerat, când nimeni nu dorește să vorbească de frică să nu pară nebun. Ziua siguranței pe internet. Când o să ajungeți acasă, puteți să accesați site-ul www.sigur.info, unde o să găsiți pe lângă acest filmuleț pe care noi vi-l prezentăm astăzi și alte reguli pe care e bine să le respectați. Voi sunteți expuși la alte probleme pe care le puteți avea pe internet decât cei mici, care sunt expuși în general la violență verbală. La voi, în schimb, poate să apară hărțuirea sexuală. Aveți grijă, este într-adevăr o problemă cu care generația voastră se confruntă. De pe site-ul acela puteți să aflați mai multe și popularizați și colegilor. Deci, vreau să aveți sigur cu timpul. Eu am să-i ajut pe cei mici, că merge destul de repede scrisul și am să le citesc de unde am ajuns. Până acolo, voi pe cei mai vă discutați cu cei din voastră. Yes, la ce fel de prieteni se referă? Că nu v-am întrebat, am 422 de prieteni. E vorba de prietenii virtuali, da? Prietenii de pe Facebook. 400 de prieteni și totuși se socotește singur. Oare de ce? Pentru că de fapt că nu-i cunoaște. Sunt prieteni doar de pe pentru internet, că nu-i cunoaște, da? Pe mulți. Nu-i cunoaște real. Mm. Hai să vedem mai departe. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. To
sat back and opened my eyes. I looked around and realised this media we call social is anything but. When we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we have, where information gets sold by some freak greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same? No one is there. Be there for your friends, and they'll be there too. But no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order till our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone is the problem. Let me just emphasize, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. Give me. Deci ești productiv și prezent atunci când faci acel exercițiu sau citești o carte singur. Nu ești ocupat ca fiind rezervat sau retras. Ești treaz și atent și folosești timpul în mod benefic, așa că atunci când te afli în public și încerci să te simți singur, nu-i nevoie să te vorbesc la ecran sau să cauți o listă de contacte, să vorbiți unii cu ceilalți. Devenim nesociabili. Nu mai suntem satisfăcuți să ne conectăm unii cu ceilalți. Și să privim în ochii cuilalți. Suntem înconjurați de copii care, de când s-au născut, ne-au privit trăind ca roboturi și care acum cred că acest este normal. Nu e normal să zic altă dacă nu poți distra un copil fără iPad. Era copil, era niciodată acasă, era afară. Cu prietenii mei jucându cu bicicletă, aveam găuri în tenis, ne construiam copii acasă și ne jucam cu copaci. Acum, nu văd niciun copil pe afară, iar leagănele stau nemișcate, pentru că copiii se joacă pe telefon. There's no skipping, no hopscotch. Nu se dă nici coada, nu se joacă șotronul, nu se dă nici coada. Suntem de fapt o generație de idioți, telefoane smart și oameni buni. Sunt dumb people. So look up from your phone. Așa că ridicați privirea din telefon și de ce vreau, fii conștient de ce este în jos, bucură-te de ziua de azi. Doar o singură conexiune reală poate fi de ajuns să te arate diferența pe care o poate face prezența ta acolo. Fii acolo în momentul în care iată oferă privirea pe care ți-o reamintim eu, atunci când iubirea ta cu tine. Atunci când iată fiind prima dată de mână. De timpul plinei contraziceri, dar tu iubești în fiecare clipă. Timpul în care nu trebuie să spui sutelor de oameni ce ai pățit, deoarece dorești să împărtășești acest moment doar cu aceasta. E timpul să-ți vinzi computerul și să-i pui pe un inel pentru evidențele tale, care acum devine ceva real. Timpul în care dorești să începi o familie și o ai să te pe prima dată pe mica vreodată și te îndrăgostești din nou. Vremea când te ține treaz noaptea și când tot ce vrei este odihnă. Vremea când îți ștergi lacrimile atunci când copilul își ia zborul din cui. Când fetița ta se întoarce cu un băiețel de care stai ai grijă și când îți va spune bunic și te va face să te simți cu adevărat bătrân. Vremea când te bucuri de tot ceea ce ai realizat, la fine a oferit viață, ești fericit că n-ai inosit-o stând cu ochii. Când tu ții mâna soției așezată în pace, îi voi iubești și să duci pe frunte. Și așteptești atunci în cetișor, privind ce inima bate pentru ultima oară, că a fost norocoasă, că a fost oprită de acel băiat rătăcit de pe stradă. Toată această viață care este descrisă n-ar fi avut loc dacă această întâlnire reală s-ar fi oprit la o întâlnire pe Facebook. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. Nu observi șansele pe care le pierzi. So
to look up from your phone. Okay, mi facevi dare il telefono, il mio ecrano. Dove è distanza finita? Una micro quantità. Non ti rossi di acqua, quindi io sono rete a. La rete che mi ha sorgito in mezzo a me. This digital world we are heard but not seen, where we type and talk, we read and we chat, where we spend hours together, Începea să urmărești acest film, trăiește viața cu adevărat. Comentam puțin filmulețul. Spuneam la început că dacă aveți prieteni pe care în lista de Facebook pe care ne-i cunoaște, poate să mă puteți și această fetiță. Aceasta a avut norocul să dea de tata pe care de fapt o testa. Să vadă dacă acceptă un prieten pe care îl cunoaște. Dar dacă n-ar fi fost tata, cu toții aveți. Recunoașteți cel puțin în sinea voastră. Prieteni pe care nu-i cunoașteți. Da? Știi oare sub identitatea online dacă se ascunde cineva cu bune intenții sau nu? Deci căutați atunci când vorbiți să o faceți cu cei pe care îi cunoașteți. Ce informații putem să dăm pe internet? Când stăm de vorbă. Ce putem să spunem, ce nu putem să spunem? Mă aștept la voi să știți mai multe. Doamna niciodată. Unde locuiți? Niciodată. La ce școală sunteți? La ce școală sunteți? Niciodată care este programul. Da? Pentru că automat ați deschis o ușă coților, pentru că în programul ăla ești la școală, deci e clar, nu-i nimeni acasă. Da. Numărul de telefon, acolo grijă, da? Pentru că în clipa în care are acces la numărul tău de telefon, de fapt ai deschis o poartă să te hărțuiască cu ajutorul SMS-urilor. Încă nu este dată legea ca fiecare cartelă SIM să fie cunoscută cui aparține. Există o mare anonimitate la cartelele SIM. În schimb, când se va da legea, ok, de pe numărul putare vine, chiar dacă e cu număr ascuns
providerul poate să recunoască de la cine vine SMS-ul și puteți să acționați în, în judecată. Dar deocamdată se ascund sub număr de cunoscut, da? După SMS-ul primiți de pe site-uri și nu o să vă fie de loc de mână când o să primiți 50 de SMS-uri pe oră, înjurându-vă, jignindu-vă, amenințându-vă. Nu asta. Deci grijă și cu numărul de telefon în care puteți da. E celălalt. Nu, ăsta e un spromo, mai e unul mai scurt. Mai scurt. Ai chestia cu adresa asta. Da, aia cu adresa, da. E o altă formă de a prezenta cu copii mai mici. Da. Da. Mai zis eu că mă hărțuiesc să fac totul de cumpărături pentru că odată am deschis... Că n-are sonor, n-are sonor. A, eu eram oprit, că vorbea doamna și atunci... Atunci îl pui un pic de la început. Pune de la început, nu mai se vede. Deci același lucru ce se spunea. Un adresă de e-mail care ziceți voi că sunt destul de comune. Dar nu odată cred că dând adresa de e-mail v-ați trezit apoi inundați de reclame. Pentru că adresa de e-mail să știți că nu este deloc privată. O mulțime de site-uri colectează aceste adrese și apoi le vând. Sunt baze de date cu site-uri, cu adrese de e-mail și vă mirați după aceea de unde primiți reclame. Tot site-uri galbene sunt site-uri unde ai voie să vorbești oricine. Fără niciun fel de restricție. Urmează apoi site-urile roșii, care nu sunt deloc potrivite vârstei voastre. Locuri unde ai ajuns din întâmplare și mai ales voi care stați mai mult pe internet, sunt convinsă că ați căutat pe Google ceva și v-a dus la cu totul altceva, care nu a fost nimic legat de ce ați căutat voi. Da? Și sunt locuri, linia de locuri pentru copii mai mari decât cei ai văzut. Dacă vorbim de aceste tipuri de site, eu noi cu cei mici ne mai jucăm. Și vă dau și vorbim jucați. Ridică Cătălin și mai împrăștie și tu. Luați și vă câte una. Trimite, vă luați câte una. Una și dați mai departe. Ca să văd ce ați înțeles. Din site-uri de dați site-uri de galbene. Le puteți duce la școală și le puteți afișa în clasă, cei mari. Dacă site-ul e adecvat vârstei mele, ce culoare are? E verde, da? Trebuie să obțin permisiunea unui adult în care am încredere ca să intru pe acel site. Dacă trebuie să cer accesul unui adult. E mai degrabă galben. Mă sfătuiește cineva în care am încredere. Pot să intru sau nu pot să intru? Dacă este un website distractiv, cu imagini și informații pentru voi? Verde. E verde, da? Dacă acest site nu este adecvat vârstei, e roșu. Mi-ar plăcea să intru pe acest site, dar trebuie să fiu atent. E galben, da? Acest site are lucruri interesante pentru copii mai mari decât mine. Și pentru adulți, dar nu pentru mine. E roșu.
Bine, v-am explicat. Nu, asta vă rămân vouă, vă rămân vouă. Am rămas la activitate. O parte la grea spate spate și o parte pe două foi. Cine nu are? Vă dați cine? Voi arăta la lor? Verde, clar, da? Avea grijă de un căluț și de decorarea postului. Prietenul său, Mihai, s-a mai jucat în trecut cu Ioana și știa numele și parola. Cu care s-a înregistrat pe acel de-asai? Într-o zi, Ioana intră să aibă grijă de căluț, dar observă că adăpostul călutului ei era distrus și multe obiecte lipseau. O intrat pe pagina aia și o distrut tot progresul. Deci, cu toate că a avut încredere în el, da? Și i-a dat, fiind prietenul ei, nu i-a dat parola, din răutate i-a distrus jocul, da? E, nu știu ce fac. Sincer, da. Cât dintre voi ați dat parola? Niciodată tatăl nu-ți va face sau mama nu-ți va face ceva rău. Dar în ceilalți prieteni, chiar dacă îi cunoști și real, să nu ai 100% încredere, da? Un agresor, se fac pe cealaltă, cred că găsim? Da. Un agresor din viața reală, din cele 4 variante de acolo, ce poate să-ți facă? Te amenință că te trage de păr, nu? Ce poate? Te lovește. Te lovește. Dar agresorul online? Te lovește și îți rupe de agricultor. Da? Și îți trimite mesaje și limitoare. A doua. Da? Știți să folosiți setările de confidențialitate? Să vă protejați? Da. Mai ales pe Facebook pe care îl căutați, îl folosiți toată lumea. Căutați în partea din dreapta, unde aveți setările de confidențialitate. Cine poate să vadă ceva la voi? Cine poate să răspundă? Rugați un adult să vă ajute, să vă faceți aceste setări de confidențialitate, tocmai ca să nu riscați să fiți agresați online. Un agresor online îți scrie un e-mail ca să te amenințe sau ca să sperie pe cineva. Să sperie. Și să te amenințe, poate, da? Spune lucruri urâte în timpul pauzei. Da. E vorba de cel online, da? Îți povestește despre un joc online? Poate să-ți povestească, da? Ce trebuie să faci dacă ți se întâmplă să fii hărțuit sau amenințat pe internet? Să spui oricui. Oricui, cât de repede poți. Dacă lângă tine mai e mama, pe tată, un profesor, anunță un adult, pentru că ei, dacă voi nu știți, ei știu unde să anunțe. Pe site-ul acesta de care v-am spus la început, figur.info, o să găsiți și adresa site-ului HealthNet, unde găsiți numele de telefon, și e bine să fiți memorați, numele de telefon unde puteți să fiți, să anunțați că ați fost hărțuit, că ați fost amenințat online. Există butonul de contact, unde puteți să anunțați ce vi s-a întâmplat. Dar pentru acest lucru trebuie să aveți o dovadă că ați fost hărțuit. Știți să copiați un mesaj de pe un site, atenție, de pe un site, care, ca să puteți avea dovada că ați fost hărțuit? Nu. Există o comandă foarte simplă pe care și voi, cei mici, o puteți folosi. Control, print screen.
Se apasă două taste odată și este ca și cum v-ați fotografia ecranul. Duceți apoi asta într-un document în care puteți să țineți poza și asta este dovada voastră că ați fost hăstuit. Pentru că aceste urme online la un moment dat se pot șterge. Atunci nu mai aveți dovede. Atunci când ai fost hăstuit, n-ai să mai folosești niciodată calculatorul? Nu. Măcar învață din ceea ce ți s-a întâmplat. Undeva ai făcut și tu o greșeală. Ai permis acelui om să se apropie atât de tare de tine, încât să te poată hărțui. Poți să spui unei adult, așa cum am spus mai devreme, în care ai încredere ce s-a întâmplat, sau ambele. Credeți că ați învățat ceva din astea de aici? Vă doresc să navigați în siguranță pe internet. Mulțumim și noi.